am un material foarte drăgălaș. Dragii mei, câte bordei, atâtea obicei. Colega mea, Florina, are și astăzi un material interesant pentru noi și haideți să-l urmărim. O să-ți placă teribil. Am decis că trebuie să fac sport. Am încercat să merg la sală, dar nu m-am împrietenit cu fiarele și am renunțat. Vreau ceva distractiv, vreau ceva antrenant. Vreau să mă simt foarte bine în timp ce fac sport și îmi lucrez corpul. Așa că am ajuns la Anca Niță, creatoarea conceptului Fednof, o combinație de aerobic pe ritmuri de muzică folclorică. Dacă îmi dau cu stângul în dreptul, nu e nicio problemă. Kiwi, că la asta mă pricep cel mai bine. Să înceapă nebunia! Mulțumesc, Florinei, că a venit și a făcut acest material cu tine. Tu ești de găsit pe Facebook și pe Instagram cu... Fetno și fetno.ro pe site, Fetno pe Instagram și Fetno pe... Ce proiect ai acum? Lucrez la un proiect. Lucrez la un proiect de anvergură pentru noi. Se numește Hora Sânzienelor, este un spectacol inedit. În premieră va fi pe 21 noiembrie la Palatul Național al Copiilor, la ora 19. Se adresează atât copiilor cât și adulților. Este vorba despre un spectacol în care se îmbinăm folclorul cu partea de modern, cu dans contemporan, cu proiecții și cu muzică special creată. Pe parcursul acestui spectacol va fi muzică special creată. Echipa este formată din... O să bocăm din ele, știu, bocăne, Mireluș. În sfârșit am găsit și eu un sport. Ăla așa de făcut, cu mâinile în sus. Eu cu Nadine am stabilit că noi putem să facem asta. Atât. Sportul acesta este adresat... Serios, mi se pare foarte tare. Mi-e place folclorul extrem de mult. Da, și am îmbinat folclorul cu aerobicul, dar pentru spectacol am îmbinat folclorul cu... alte stiluri de dans. Pe 21 noiembrie la Palatul Național al Copiilor. Unde sunt eu pe 21 noiembrie? La spectacol. Spune-o, la Köln sunt. Dar venim.
venim. Vă așteptăm cu drag și sunt sigură că o să vă placă, pentru că avem și proiecții și o poveste special fantome creată. Fantome să nu ai, că acum cu hologramele astea... Dar dansatorii sunt minunați, veniți din diferite stiluri de dans și s-au unit ca să promovăm România, de fapt. Deci eu mă voi duce așa, ca să scap de o frustrare din copilărie. Anume? Pentru că eu mi-am dorit toată viața să fac dansuri populare și am nimerit un partener care avea două picioare stângi și din cauza asta n-am ajuns la dansuri. Dar mă duc la aceste cursuri de... Da, da. Adică pot să vin să fac... Avem sală și instructori în toată țara acum. Mamă. Sigur, da. După emisiune, voi musai trebuie să vă schimbați cărțile. Da, da, dacă nu, ai sigur. Pe Mirela Retegan acolo, Fed nu va face toată țara. Adică, și fără, diaspora. Poate. Deci vrei să facem cunoscut asta diaspora da. Românească? Dați microfoanele încet la doamne, pentru că s-au descoperit, ca să prezint și următorul invitat. Hello.